Fraților, e duminică și sunt la maica mea la țară. Și așa ar trebui să fie și drumurile voastre. Duminica să ajungă toate drumurile către părinți sau către oamenii dragi. Oricum, zilele omului pe pământul ăsta sunt numărate. Haideți să le petrecem cu cei iubiți, cu cei care contează cu adevărat, pentru că adevăratele amintiri rămân aici, da? Bă, și mi-aduc aminte, mereu când intru aici la maica mea în casă, are o aplecătoare, da? Ca să nu plouă, să nu asta. Și văd piesa asta de muzeu. Ia uite-l, mă, mâncava sufletul vostru, e piesă de muzeu ăsta, mă. Dar am o istorie cu el, ce-am pățit și acum pățesc. Hai zic, mă, țică, hai să luăm de aici, să luăm și asta, că nu, mamă, că ăsta e biroul pe care scriai tu și nu vreau să dispară, da? Și eu, ca să o prind la ananghie, zic, da, poza mea din clasa a patra, că aveam o poză aici din clasa a patra, unde ai pus-o? Și zice, he, am pus-o acolo la maica Domnului ca să aibă grijă de tine, mamă, că e când poză cu tine mare eu n-am. Dă-mi și mie o poză cu tine mare și eu am doar pe aia mică. Și am pus acolo la maica Domnului să aibă grijă de tine. Ia uzi, bă, ce câte griji poartă o mamă. Da? Dar vreau să vă spun de televizorul ăsta că nu vrea să-l arunce deloc, căci că s-a uitat cu taică-mi la știri. Și că ăsta era momentul lor de reculegere seara, unde se întâlneau în pat și se uitau amândoi. Na, mai zice. Mățică! Ce faci? Unde ești? Aici, la bucătărie. Unde? Aici, la bucătărie. Ce faci acolo? Aici, fac griș cu lapte, mamic. Cum o faci tu griș cu lapte, mă, mamă, la 30 de ani? Eu sunt să mănânc griș cu lapte, mă, mamă, mă. Mă amintești de copilărie, mamică, ce să-ți fac? De când eram eu mic, nu? Da, da. Și acolo ce faci? Pâine cu ou. Aveam vaș cu lapte, mămica, și îți făceam griș cu lapte și așa de mult îți plăcea, te-a făcut mama mare cu lapte de vacă. Și acum numai de la de capră vreau, mami. Tu știi ce bun e ăla de căpriță? Da, mămica, știu. E bun, aoleu. Da. Și aici este bucătăria unde pregătește ea mâncarea și stăm amândoi aici de până la bintiri. Bă, e mișto, bă, să ai părinți în viață, bă. E mișto, bă. Nu, mățică? Da, mămică, da. Eu nu-i mai am, i-am pierdut. Păi da, dar ai pierdut, dar ești bătrână. Cât voi să mai trăiască părinții tăi? Da. Avea, nu? Avea 100 de ani acum. Da, da, mama aia, din partea lui tata, a trăit 100 de ani. A trăit, da. Iauzi, baba. Na. Puternică femeia. Da. Păi înseamnă că și eu stresc 100 de ani. Puternic din partea lui. Ia stai, mă, cum mă duc aici la ea, facem. Are surori care are 98 de ani are. 98 de ani? Da. Și tu până la ce vârstă vrei să trăiești? Eu? Nu mai vreau, mamă, că sunt timpuri grele acum. Nu mai e cum era. Timpuri grele? Ia stai puțin, stați puțin cu iau la rost. De ce timpuri grele? Nu mai pot eu, sunt bolnavă și... Vezi că ai ceva pe ce să nu râdă lumea de noi. Am să fac grijă cu lapte, să văd dacă e bun. A 30 de ani, ta mai călău, vrea să-i face grijă cu lapte. Dacă e mama, ce să-i faci? Lasă-mă, să-ți amintești de copilărie. Da? Vă făceam, mămica. Auzi, dar de ce sunt vremuri grele? Că acum ai apă aici, la robinet, în spate, da, zang, da, ai dat drumul imediat, sunt vremuri, da, grele? Mămica. Nu, e ușor acum, dar de când sunt bolnavă, eu nu mai prețuiesc nimic. Și păi da, asta e acum, aici să n-ai ceva la biblică, da, restul mai acolo contează. Acolo am unde am. Auzi? Da, aud. Ai trăit vremuri grele, acum le trăiești pe alea bune. Așa e, mămică, așa e. Am muncit la viața mea. Munceam toți la animale în spate, de năsăreau capacele. Da. Mergeam pe câmp la 5 dimineața, du-te, da, la sapă, mămică, du-te, da, la alea. Și acum am zis că sunt vremuri grele, nu, mă, mățică. Nu, e ușor acum, dar e boala care mă apasă pe mine. Da, dar cred că cea mai grea boală e singurătatea. Singurătatea, asta mă toacă. Când știu că veniți la mine... Nu mai pot de bucurie, nici nu știu ce să vă dau, ce să vă fac, cu toate că nu pot, eu nu sunt capabilă să mai fac nimic. Auzi, dar ce le zici tu copiilor care nu prea trec pe la părinților? Of, face un mare rău pentru părinți.
E dureros ca să nu-ți vină copiii măcar la o săptămână, nu mai zi la săptămână, la două, la trei, că dacă sunteți la oraș, mamă, nu puteți să veniți mai des. Și să bucură mama sau tata care mai trăiește. Poate hai, că da. Nu mai e veniți, bă, la părinți, că îi mai aveți, bă, că după o să fie greu. Da, mănică, da. Hai, ascultați. Eu mă iau să mănânc, că îți bate, bă, țigala asta de jumătate. Nu mai există ou, nu mai e nimic, da, acolo, ai făcut da. Pastă, zălare. Te-au ce bate la el. Zici că e mixer, mai, că mi-am mâncat mai și greu. Au ce viteză are la furculiță. Furculision. Da. Hai, v-am pupat să aveți o duminică frumoasă și nu uitați că duminica sau când puteți voi, toate drumurile trebuie să ducă la părinți. Vizitați, mamă, părinții, cât mai aveți în viață. Pe urmă o să regretați, vă duceți acolo la cimitir și plângeți degeaba, nu vă mai aude. Acum se bucură de voi. Păi da. Și vă iubește mult. Da, hai. V-am pupat să aveți o duminică frumoasă.